Aproape nimic nu se pierde din materia primă care stă la baza instrumentelor muzicale produse la Reghin. Cel mai mare producător din Europa în acest domeniu a implementat o strategie prin care valorifică superior lemnul de rezonanță. Și acesta este unul dintre secretele de succes ale companiei reghinene. Fabrica noastră are o strategie de a fabrica o gamă foarte largă de instrumente muzicale. Chiar dacă ea această diversificare duce la o scădere de productivitate, pentru că o diversitate foarte mare de produse și mai ales și de complexitate și mai ales și de formă, nu poate decât să ducă la o productivitate mai scăzută decât atunci când face același produs în cantități foarte, foarte mari, cantități de masă. Aici este avantajul fabricii noastre, că noi încercăm ca un metru cub de masă lemnoasă brută, în cazul nostru buștean, să-l utilizăm la capacitate maximă. Având în vedere strategia clară a companiei, pașii sunt la fel de clar conturați, astfel încât fiecare bucată de lemn de rezonanță își găsește utilitate, iar rezultatul este diversificarea producției. Pentru început se selectează lemnul pentru instrumentele mai mari, pentru instrumentele mai pretențioase, de calitate superioară. Aici intră chitarele, cu cât este instrumentul mai mare, cu atât se alege pentru început materialul de dimensiuni mai mari, la fel violoncei, contrabași, viorile, după care am dezvoltat și alte produse de dimensiuni mai mici. De exemplu, produsele etno, sunt ukulele, sunt dulcimeri, sunt psalteri, sunt melody harp, xilofoane, unde putem să folosim repere sau bucățele de lemn cât mai mici. La fel sunt naivurile, bețele de tobă, suporți de note, suporți de chitară, deci tot ceea ce deșeurile care rămân de la instrumentele mai mari, noi putem să le folosim la produse finite de dimensiuni mai mici. Asta înseamnă că încercăm să dăm o valoare cât mai mare materiei prime. Anul 2016 este unul important pentru compania reghineană, care împlinește 65 de ani de activitate, iar pentru cei care muncesc este un motiv de mândrie că fac parte dintr-o întreprindere de succes și care este românească, spune directorul tehnic. În fabrica asta de 65 de ani s-a luat o bucată de lemn, e adevărat, nu are care, și s-a dat valoare. Dacă este să ne uităm la valoarea produsului nostru, nu este numai o valoare financiară, ci este și o valoare, hai să zicem, educațională și culturală. Pentru că, în final, produsele noastre ajung în cultură, ajung în educație. Pentru asta, într-adevăr, putem fi mândri. Mai este un motiv de bucurie, cel puțin pentru mine, referitor la industria românească, la economia românească. Pot să spun că sunt mândru că lucrez într-o fabrică care vine din mulți, mulți ani în spate, așa, și a rezistat, și să dea Domnul să reziste cât mai mult de aici încolo. Acum un an, fabrica anunța că a depășit 4,5 milioane de instrumente fabricate de-a lungul celor 64 de ani de activitate. Dacă în 1970 producea 40.000 de instrumente muzicale pe an, în 1982 și-a dublat capacitatea de producție, pentru ca în prezent fabrica să aibă capacitatea de a produce între 100.000 și 120.000 de instrumente. Societatea a fost privatizată prin metoda MEBO în 1994, iar din 96, întreg pachetul de acțiuni a fost preluat de către cei 306 acționari, fără ca vreunul dintre ei să dețină majoritatea, ceea ce impune ca toate deciziile să se ia prin consens.